Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Svinița au intervenit în sprijinul autorităților sârbe pentru salvarea a 22 de cetățeni străini care se aflau în pericol pe fluviul Dunărea. Migranții care navigau pe întuneric într-o embarcațiune pneumatică al cărei motor se defectase au fost salvați și duși în siguranță la malul sârb, unde au fost preluați de autoritățile din țara vecină. Ieri seară, în jurul orei 22, la sectorul Poliției de Frontieră Svinița, județul Mehedinți, s-a primit o informare prin intermediul punctului de contact Porțile de Fier 1 de la Poliția de Frontieră Sârbă, care a solicitat sprijinul autorităților române să intervină cu embarcațiunea din dotare pentru salvarea unor persoane aflate în pericol pe fluviul Dunărea. La sectorul Poliției de Frontieră Svinița s-a primit o informare prin intermediul punctului de contact Porțile de Fier 1 de la Poliția de Frontieră Sârbă, care a solicitat sprijinul autorităților române să intervină cu o embarcațiune din dotare pentru salvarea unor persoane aflate în pericol pe fluviul Dunărea. Imediat a fost declanșată o acțiune de salvare, polițiști de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Svinița intervenind cu o embarcațiune din dotarea Poliției de Frontieră Române. Astfel, la aproximativ 200 de metri de malul sârbesc al Dunării, în dreptul kilometrului fluvial 995, a fost descoperită o embarcațiune pneumatică în care se afla un grup format din 22 de persoane, adulți și copii. Embarcațiunea pneumatică era supraîncărcată, numărul de persoane permise pentru a naviga în condiții de siguranță fiind mult depășit, avea motorul defect, cetățenii străini fiind nevoiți să vâslească cu ajutorul unor vâsle improvizate. În urma intervenției echipajului embarcațiunii Poliției de Frontieră Române, persoanele în cauză, cetățeni din India și Irak, au fost salvate și duse în siguranță la malul sârbesc, unde au fost preluate de echipajele din țara vecină pentru a le acorda sprijin de specialitate. Embarcațiunea pneumatică era supraîncărcată, numărul de persoane permise fiind de 7 persoane pentru a naviga în condițiile de siguranță. Această limită a fost cu mult depășită, motorul fiind defect, iar cetățenii străini au vâslit cu ajutorul unor vâsle improvizate. Persoanele în cauză au fost salvate și duse în siguranță la malul sârbesc, unde au fost preluate de echipajele din țara vecină pentru a le acorda sprijin de specialitate.